Bine v-am găsit! Numele meu este Dan Fotescu și bine ați venit la emisiunea Tato Sphinx. Totul și despre tatuaje și body piercing. Săptămânal o să ne găsiți pe Dolj TV o emisiune numai și numai despre tatuaje, body piercing, cum se folosesc, cine trebuie să-și facă, cum trebuie să vă alegeți saloanele, absolut totul privind de la, începând de la cum să-ți găsești un tatuaj, unde trebuie să te duci să-ți faci un tatuaj, la cine trebuie să te duci să-ți faci un tatuaj, cum să te duci la un operator pentru piercing, unde trebuie să-ți faci piercing-ul, cine trebuie să-ți-l facă, totul de la A la Z. Am început să fac tatuaje de la acum vreo 42-43 de ani. M-au fascinat, m a apucat de ele, era pe vremea comunismului, nu prea aveai voie să faci, te mai prindea poliția, mai mâncai bătaie, eh, în fine. Am evoluat între timp. Să vă povestesc despre mine. În 2001 am deschis primul salon legal de tatuaje și body piercing din țară. Cursurile le-am făcut în Spania. Pe vremea aia, trebuia să, ca să poți să deschizi un salon de tatuaj și body piercing, trebuia să fii calificat. În 2003 am înființat meseria de tatuator și montator bijuterei pe corp. În 2004 am înființat uh, activitatea de tatuaj în codul Cayenne. În 2003 am înființat și prima școală de tatuaje și body piercing din România. 2007, împreună cu Ministerul Sănătății, am introdus prima legislație, 1131, OMS 1131, din 2007, privind saloanele și operatorii de tatuaje. În 2010, la inițiativa Ministerului Sănătății, am înființat o organizație, Uniunea Tatuatorilor Români. Este o organizație profesională numai pentru tatuatori profesioniști calificații. În 2013 am predat cursurile de tatuaje și body piercing la toate salepidurile din țară. În 2014 am adus rectificări la OMS 1136. Este OMS 930. În 2017 am introdus o nouă legislație privind igiena sanitară, privind salonul de tatuaj și body piercing. În 2017 am început din nou școlarizarea, am continuat școlarizarea după noile acte normative. Deci avem o vastă experiență în domeniul acesta. Să începem cum se tatuau înainte, cum se, făceau, cum se executau mai bine tatuajele. Prima dată și prima dată am început cu un act de seringă și cu vopsea, cu cerneală luai acul de seringă, îl băgai în cerneală, îl țineai în capă și făceai punct lângă punct, se făcea. După două săptămâni mi-am dat seama că degeaba făceam cu cerneală, că nu exista, se dispensa în organism. Am început la atunci. După câțiva ani am început cu motorașe de castofon, motorașe de la jucăriile de mașinuțe, cu sârbă de chitară, cu ace subțiri de insulină, până a început aparatura, până a început aparatura profesională, ca să dăm de ea. Asta am început să dăm după Revoluție încoa. Atunci a dat de aparatura profesională, dar am prea să lucrăm cu ea. Și încet, încet, S-a învățat, ne mai uitam la om, ne mai uitam pe o revistă, ne mai uitam pe niște filmulețe. De când a început internetul, a evoluat foarte mult tatuajele. Bine, tatuajele acum, la început, erau old school. Adică tatuaje clare, ca acțiunile acelea de pe guma de mestecat, care le puneai pe piele. Până urmă au început să devină tatuaje 3D, realiste, portrete. Deci, tot timpul se evoluează, tot timpul se evoluează. Dar cel mai important este, nu tatuajul, cel mai important este sănătatea. Pentru că tatuatori sunt foarte mulți, enorm. Sunt tatuatori profesioniști care lucrează foarte bine, lucrează din punct de vedere genico super bine, sunt tatuatori mediocri care, în fine, încep și ei să se apuce, dar au văzut la unul, au văzut la altul, mai fură puțină meserie, meseria în domeniul nostru nu prea se fură. Unul înveți, și o din greșel Ori urmezi un curs Dacă e să o, înveți, o înveți din greșel Asta înseamnă 3-4 ani de zile Dacă urmezi un curs Asta înseamnă că înveți în 15 zile Ce ai învățat în 3-4 ani de zile Dar înveți corect Problema este că în momentul de a-ți face un tatuaj Cel mai important lucru este să te gândești La sănătatea ta Gândește-te bine unde te duci Alegeți bine salonul Încerca să evitați uh, tatuatorii Care lucrează acasă Pentru că nu au un mediu controlabil nu au un mediu steril, nu au un mediu dezinfectant, da? puteți oricând să vă luați o boală, o vorbesc pe termenii noștri, da? să contactați ca să se bine. Da? Pentru că nu își permite să iau un aparat de sterilizare care costă 400.000 de euro. Nu își permite să-și iau un aparat de dezinfecție care costă 500-700 de euro. Nu e controlat de nimeni. Direcția de Sănătate Publică, dsp Protecția Consumatorului, nu prea vin acolo, ei pot să vină numai însoțiți de poliție. Dacă vă băloviți și luați vreo boală, gândiți-vă clar, o să plătiți toată viața pentru ea. Pentru un tatuaj care vi-l faceți, care durează toată viața și boala tot, toată viața o să dureze. Așa că, părerea mea personală și sfatul meu este, alegeți-vă un salon. Salonul trebuie să fie autorizat. Trebuie să fie autorizat de DSP, o Direcție de Sănătate Publică, de ITM, Inspectoratul Teritorial de Muncă, pompieri, pentru că aceste salone sunt verificate și controlate periodic. Se iau probe din salone, La cel de acasă nu se ia nicio probă. Acolo poți să găsești hepatită, sida, Sunt 23 de boli contagioase care nu mai poți să scapi toată viața de ele. Sau unele poți să trăiești cu ele. Dacă ai un venit de vreo 500-600 de euro pe lună ca să plătești uh, tratamentul, e ok. Poți să mergi mai departe. Dar ce faci când ai de două boli? Hepatită și SIDA, pentru că tratamentul între ele nu prea se, se îmbucă. Nu merge. Da? Deci e treaba voastră ce faceți, e hotărârea voastră. Dar v-am duceți vă într-un salon. Aveți grijă, că în general multe saloane din țară au prețurile mult mai mici decât cei care lucrează în particular. Și vă lașoți apă pe partea financiară. Da? E problema voastră, hotărârea voastră. Eu am o vorbă. Tatuajele te ele, dar mor cu ele. Aveți grijă și în partea cealaltă. Că și boala te naști de a dar poți să mori datorită ei. Cel mai bine e să vă alegeți un salon profesional. Afară de că vă alegeți un salon profesional, trebuie să cereți să vedeți dacă tatuatorii sunt calificați. Tatuatorul trebuie să fie calificat ca meserie de tatuator, trebuie să fie calificat ca primul ajutor, trebuie să aibă cursurile de igienă sanitară. Chiar dacă îți vine rău, chiar dacă, eu știu, nu te simți bine acolo, indiferent, poți, doamne ferește, poți să faci un preinfart, un alta, tatuatorul știe ce să facă nu o să-ți vină zmurdul la ușă să te ia. Știe ce să facă. În general, un salon care se respectă, clientul ți-o să vină pe picioarele lui, să plece pe picioarele lui. Și foarte mulțumit. În fiecare săptămână o să discutăm despre tatuaje și despre piercinguri. O să le luăm încet, încet. Încercăm să facem și o promovare a tatuajelor, dar o promovare în bine, nu în rău. Așa, la de piercing la fel. Fiecare săptămână o să vă spunem din nou câte altceva, câte altceva, câte altceva până o să ajungem la total, total finish. Discutăm despre piercing-uri. piercing, -uri. piercing, -urile. piercing -urile sunt mult mai, din punct de vedere al efectorii, mult mai periculoase decât un tatuaj. piercing trebuie să-ți facă un operator calificat. Dacă un tatuaj vi mai face un băiat la, bloc, la corțul străzii sau la scara blocului, e altceva. Lucrează în terminațiile nervoase. La piercing poate să vă optureze un nerv. Dacă nu știe, bilopturează La limbă sunt patru nervi, la stânceană sunt doi. Ia gândiți-vă ce se întâmplă să vă optureze un nerv, rămâneți cu plapa închisă sau cu ea deschisă. Sau să vă optureze un nerv la limbă. Nu mai simți, nu mai gust, unul din ele. Deci, piercing nu vă sfătuiesc sub nicio formă. Chiar vă, vă spun că e interzis. E interzis și din lege, și pe lege. Așa. Să vi le efectuați acasă, nu știu, la anumite persoane. Am văzut că se face și prin toalete, la școală și una și alta. Nu. Piercing-ul înainte de efectuare se face un tratament. După ul bijuteria întotdeauna de a fi montată trebuie neapărat sterilizată. Pentru că ea nu este sterilizată. Poate să aibă orice fel de microbi, orice fel de virus pe ea. Ți-l montează, ți-a pus în, zonă, în, în zona, corpului, după două zile te părăști, domnule, dar ce cu infecția asta? O să ajungi cu infecție, o să ajungi la urgență. Ce o să faci atunci? O să stai și o să scoată infecția. Da? întotdeauna la piercing-uri duceți vă numai la saloane specializate și calificați și la operatori calificați. Piercingurile, piercingurile sunt de doar sunt mii și mii de modele pentru toate zonele corpului. Dacă veniți la noi găsiți peste 2000 de modele pentru toate zonele corpului. Un salon întâi își respectă clientul și apoi se gândește la el. Clientul trebuie să vină mulțumit pe ușă, să plece super mulțumit pe ușă. Până data viitoare, aveți grijă, hotărâți-vă, alegeți ce e corect. La revedere!